Un bărbat a deschis focul de armă într-un centru administrativ din Rusia. Au fost raportați 2 morți, iar 3 oameni sunt răniți. Cu mai multe detalii vine acum Ramona Sârbu, editor Alef News. Ramona, ce informații ai despre atac? Tamara, bărbatul a fost identificat și arestat de către autorități. Conform unei agenții de presă ruse, printre persoanele rănite se numără o fată de 10 sau chiar 11 ani. Atacatorul a fost identificat într-un final ca fiind Sergei Glazov, în vârstă de 45 de ani. Ministerul Afacerilor Interne a raportat că victimele sunt un angajat al centrului administrativ, dar și un vizitator. Primarul orașului, Sergei Sobianin, a transmis condoleanțe victimelor și familiilor decedaților și a asigurat că medicii fac tot posibilul pentru a ajuta răniții. Sobianin nu a oferit detalii despre atacător sau posibilul său motiv, spunând doar că incidentul a avut loc în sud-estul orașului. Dar, după spusele autorităților, bărbatul a scos o armă și a început să tragă după o ceartă cu un agent de securitate care i-a cerut să-și pună o mască de protecție, ea fiind obligatorie în interiorul clădirilor. Ramona, îți mulțumesc!